După ce a fost exclus din Consiliul Local, consilierul Florian Velicu s-a adresat instanței și a câștigat procesul, astfel încât a revenit în cadrul Consiliului. Numai că între timp locul său fusese ocupat de Dumitru Gărgărea, iar pentru acesta a fost emisă o hotărâre de încetare a mandatului pe baza deciziei instanței prezentate de Velicu. Prefectura Giurgiu a atacat hotărârea care îl excludea pe Dumitru Gărgărea, astfel încât acesta a continuat să facă parte din Consiliu, paradoxal pe același mandat ca și Florian Velicu. În Consiliul Local din data de 16 octombrie 2014 ce se întâmplă o situație inedită și aici mă refer că pe 20 de mandate valide obținute în urma alegerilor din 2012 votează 20 plus 1 consilieri. Cel care este al 21-lea este domnul Gărgărea, care a venit din calitate de supleant în perioada în care eu am avut procesul cu Consiliul Local. L-am câștigat în 16 octombrie, a fost prima pronunțare a instanței de contencios a Tribunalului Giurgiu, prin care suspenda aplicabilitatea hotărârii 221, care avea două articole. Articolul 1 se referea la încetarea mandatului meu de consilier, iar articolul 2 se referea la vacantarea postului meu de consilier. În condițiile în care Consiliul Local a avut un membru în plus față de numărul de mandate, apare riscul ca hotărârile adoptate să fie nule. Toate hotărârile adoptate de Consiliul Local, începând cu data de 16 octombrie 2014, sunt lovite de nulitate sau pot fi lovite de nulitate. Nu trebuie decât sesizată o instanță, iar instanța, în mod sigur, va constata acest lucru, deoarece nu este legal constituită ședința de Consiliu cu 20 plus 1 consilieri. Situația de la Consiliul Local al municipiului ar putea reveni la normal, pentru că în urmă cu câteva zile, pe 15 iulie, instanța i-a dat din nou dreptate lui Florian Velicu. Iar pronunțarea instanței a fost pe data de 15.07.2015, unde instanța de contencios a Tribunalului Giurgiu mi-acceptă cererea de intervenție, respinge acțiunea prefecturii cu privire la anularea hotărârii care reglementa situația domnului Gărgărea din Consiliul Local, respinge cererea de intervenție a domnului Gărgărea și, de asemenea, soluția este definitivă. Deci, din momentul de față, tot ce am arătat eu timp de din octombrie până în momentul, până în 15 iulie, acum câteva zile, se dovedește a fi real și, de asemenea, trebuie să atrag atenția celor care au menținut această situație de nelegalitate, că trebuie să se aștepte la un proces de daune și vor plăti cu toții pentru menținerea acestei ilegalități în cadrul Consiliului Local. Florian Velicu a depus astăzi la primărie certificatul de grefă prin care este adusă la cunoștința executivului municipal decizia instanței, care este definitivă. În această seară, de la ora 21, în emisiunea Audiența de la TV Giurgiu, puteți afla mai multe despre această situație unică pentru administrația locală. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. Da, se pare că, într-adevăr, Consiliul Local își revine după o luptă lungă în instanță. Un consilier local împotriva prefecturii. Vorbim despre Florian Velicu, trecem direct la subiect, l-ați văzut în materialul de mai devreme realizat de colegul meu Sorin Berbeniciuc. A fost un preambul la ce veți auzi în această seară. Practic, reîmprospătăm, pentru că noi am mai discutat în emisiunea pe care o moderez joi, e timpul să vorbim acolo, ați găsit dumneavoastră spațiul să vă descărcați sufletul așa când erați în toiul luptei, că da, nu v-a fost ușor. Eu știu cum erați atunci. În primul rând, bună seara giuvenilor, și n-aș vrea să plictisesc pe nimeni, dar este o situație extrem de importantă care, începând cu data de 15, așa cum spuneam și în materialul și în interviul dat domnului Berbeniciuc, reintră în normalitate. Instanța de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Giurgiu mi-a dat câștig de cauză vis-a-vis de toate aspectele pe care dumneavoastră presa le-ați văzut că am încercat să le arăt celor din Consiliu timp de octombrie 2014. 16 octombrie 2014 până la 15.07.2015. Așadar, hotărârea definitivă și irevocabilă își produce efectul din data de 15, da? Hotărârea își produce efectul de îndată. Deci a trebuit luată în considerare. Din moment ce eu am depus astăzi certificatul de grefă și l-am depus în original, aici am o copie a lui și am depus și cu adresă de înaintare, le-am solicitat domnilor, este făcută adresa de înaintare în atenția domnului primar și a domnului secretar Roșu. Le fac cunoscut aici că am obținut acest certificat de grefă. Certificatul spune foarte clar ce a hotărât instanța. Soluția este definitivă. Dacă vreți, vi-l dau să mai puneți o dată la cameră. Da, vă rog. Nu, am să-l citesc. Important este că
În momentul de față se reglementează o situație total nelegală pe care eu am încercat să o reglementez. Păi haideți că o să începem cu începutul, dar așa bomba ar fi pentru cei care ne privesc, și cel mai grav lucru din toată povestea asta, pe lângă că dumneavoastră ați avut de suferit, de pierdut timp, bani și nervi. Corect. Și resurse umane de tot felul, resurse fizice, până la urmă pentru comunitate cea mai grea pierdere este că toate hotărârile luate din octombrie 2014 până pe 15 iulie 2015 sunt lovite de nulitate. Păi interesant ar fi să facem o emisiune cu toate hotărârile de Consiliu Local, pentru că bănuiesc că s-a votat și bugetul, nu? Corect. Dar nu numai bugetul. Da, nu numai liste bugetul. De investiții, dar ca să înțeleagă oamenii, sunt o grămadă așa de probleme. Multe. O grămadă de probleme pe care sunt nevoit să mai punctez o dată. Datorită încăpățânării, datorită intereselor, datorită probabil că n-au cunoscut foarte bine ceea ce prevede legea în domeniu, persoanele care sunt plătite, atențiune, plătite din bani publici să vegheze la buna respectare a aplicabilității legii în Consiliul Local, tocmai acele persoane au menținut această situație. Iată, certificatul eliberat de Tribunalul Giurgiu în dosarul 3304/122 din 2014 spune așa: la cererea ce ni se prezintă, se certifică de noi prin prezentul că prin sentința civilă numărul pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul numărul s-a admis cererea de intervenție a intervenientului Velicu Florian. Respinge cererea privind anularea hotărârii de Consiliu Local a Municipiului Giurgiu numărul 247 din 21.08.2014, respinge cererea de intervenție formulată de Gărgărea Dumitru, definitivă. Prin încheierea din data de 15.07.2015 s-a dispus îndreptarea din oficiu a erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinței civile numărul 310 din 14.07.2015 a Tribunalului Giurgiu, în sensul că se trece HCLM Giurgiu în loc de Giurgiu numărul 402 în loc de HCLM Giurgiu numărul 247, cum din eroare s-a trecut. Prin prezența face corp comun cu sentința civilă numărul 310 din 14.07.2015 a Tribunalului Giurgiu, definitivă. Da. Ce să spun? Situația este de râsul plânsul, să spun așa, mai mult de plâns decât de râs. Constat cu stupoare că în ședințele de Consiliu sunt anumite persoane care își permit să se amuze pe o astfel de situație extrem, extrem de delicată. Nu cred că își mai permit. Își permiteau să se amuze. Stimată doamnă, credeți-mă, ținta mea a fost să le demonstrez că eu întotdeauna am avut dreptate. Și dumneavoastră ați punctat foarte bine. Toată chestiunea asta am făcut-o pe timpul, pe banii și pe nervii mei. Da? Să le demonstrez unor persoane, și aici trebuie punctat de câte ori avem ocazia, unor persoane care sunt plătite din bani publici să vegheze ca astfel de situații să nu se întâmple. Aici este deranjant, iar aici giurgiuvenii ar trebui să înțeleagă odată pentru totdeauna că astfel de persoane care ocupă funcții de conducere în administrația locală, în politica locală, în diverse zone ale, în instituțiile care conduc destinele oamenilor din Giurgiu, la alegerile din 2016, să facă de așa natură încât să nu le mai dea posibilitatea să mai apară în nicio astfel de poziție. Păi, ce să vă zic, eu am văzut, am fost prezent și la ședințe de Consiliu Local, le-am arătat și celor ce ne privesc, celor pe cărui bani îi învârtiți acolo, îi gestionați,
atmosfera de la Consiliul Local, că, na, dacă ne uităm și la conferința de presă a primarului, acolo în sufragerie, o sufragerie la Consiliul Local cu mulți musafiri veseli, ne hăhăim, ne stăm răstigniți pe o chestie foarte urâtă și nu mă poate contrazice nimeni. Corect. Le-am atras atenția și consilierilor locale, adică am făcut apel la bunul lor simț, pentru că sunt oamenii, sunt contribuabili din oraș, plătitori de taxe, da, care i-au trimis acolo nu să se hăhăie, nu să miștocărească și să vedem cum anulează ei și cum descâlcesc ițele la atâtea hotărâri de Consiliu Local. Păi avem și niște materiale pe care le-am difuzat într-o emisiune la care ați fost prezent, e timpul să vorbim, cu atmosfera din Consiliul Local. Și o să începem cu primul material. Trebuie să aprobăm referatul pentru aprobarea calificativului domnului secretar Roșu. În conformitate cu prevederea articolului 6 aliniatul 2 litera D din hotărârea Guvernului 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, acordarea calificativului pentru secretarii unităților administrative teritoriale în cadrul evaluării anuale se face de către primar la propunerea Consiliului Local. Rog a fi supus pe aprobare calificativul secretarului municipiului Giurgiu pentru anul 2014. Deci avem foarte bine satisfăcător și nesatisfăcător. Foarte bine. Deci mergem pentru calificativul foarte bine. Foarte bine, da. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Să abține cineva. Pentru merite deosebite. Asta e... Domnul Velicu, că suntem tot la compatibilități și incompatibilități. Vedeți că sunteți următor. Deci director la ADI este incompatibilă cu funcția de cu consilier local, da. Asta că tot fața. Ce că te duci după marci. Deci sunteți director retribuit la ADI și n-aveți voie. Nu, dacă nu mai sunt la trezoarea de doamne, mi se lucrările ședințe de astăzi, care a fost mai rău. Că a scos așa de lucru, așa. Că am ieșit în fost. Avem sărbătorii să-l mă. Da. Am văzut materialul. Domnule, da. Velicu. Exact ce spuneați dumneavoastră. Da. De ce n-ați votat atunci pentru calificativul domnului secretar Roșu? Păi cred că se justifică acum pentru ce n-am votat. Pentru că domnul secretar Roșu, dacă n-a înțeles încă și nimeni nu i-a spus, curios, că dânsul face parte din fișa postului, dânsul veghează la buna respectare a legii în Consiliul Local. Hai să începem cu începutul. Eu am vrut să ne reamintim un pic așa de atmosfera de acolo, de seriozitate. L-am văzut și pe consilierul, nici nu-i dau numele, că asta și vrea să se audă la televizor, dar nu o să-i dau satisfacție. L-am văzut acolo precum un bufon. Când a început povestea asta? Începem cu începutul. Așa, pe scurt, să le reamintim oamenilor. Bine, povestea a început undeva prin primăvara anului trecut, sfârșitul primăverii, începutul verii anul trecut, când s-a pus problema refinanțării creditelor Consiliului Local. Sume destul de mari. Domnul primar visa atunci că noi consilierii sau toți consilierii o să-i aprobe în bloc. Dar poate nu visa. De unde știți visa? Păi da, dânsul are impresia că poate să manipuleze consilierii cum vrea dânsul. Eu Doamne, vreau trebuie să demonstrați atenția. Că poate nu vrea să-i manipuleze. Eu păi nu cred că vrea. Eu vă spun modalitatea în care dânsul a încercat să pună problema. Adică acolo atunci se întâmplă o manipulare, o încercare de manipulare. Bine, poate e un pic forțată cuvântul manipulare, da, poate să ne ducă în altă zonă. Influențare sau? Dar să încerce să aibă o majoritate gen primarul dinaintea dânsului, da, a încercat de nenumărate ori. Adică e visul dânsului ca toată lumea să fie yes man. Eu n-am fost nici pe vremea aia, că am fost consilier 4 ani cu dânsul în consiliu și la vremea aceea, dacă își aduce bine aminte, era cu totul și cu totul un alt barbu. Acum e alt barbu. Înțelegeți? Asta este diferența.
erau situații în care ne consultam, erau situații în care... Dom'le, te schimbă funcția asta așa? Credeți-mă, pentru mine e o dezamăgire schimbarea la care a fost supus domnul Barbu. Am nimic cu dânsul ca persoană, dar ca primar am... Pentru mine, eu am mai spus, pe mine... domnul primar nu m-a dezamăgit pentru că nici n-am avut vreo speranță. Bun, nu vreau să monopolizăm discuția numai cu domnul Barbu, pentru că vrând nevrând... Hai să ne întoarcem la situația dumneavoastră de nelegalitate. Bun, situația a început atunci când s-a pus problema votării acestui proiect de hotărâre care privea refinanțarea creditelor și care inițial s-a dorit o refinanțare pe 2 ani de zile. 2 ani de zile, vreau să explic giurgiuvenilor ce înseamnă o astfel de refinanțare. Rămâneau în buzunarele municipalității niște sume destul de consistente de bani, adică, după calculul meu, undeva la 8-9 miliarde lunar. Vă dați seama, ori 24 de luni erau niște sume destul de consistente, discutăm de 200 de miliarde. Iar atunci, eu am luat atitudine și împreună cu alți colegi care au fost capabili să ia atitudine, pentru că sunt unii, fie nu înțeleg ceea ce se întâmplă acolo, fie au alte interese și datorită acestui fapt nu pot vorbi liber, așa cum o fac eu, de subiectele din Consiliul Local, care se dezbat acolo, care se aprobă. Revenind la discuția cu refinanțarea, eu am fost de acord să se aprobe o refinanțare cu perioadă de grație numai de 12 luni, iar în momentul în care s-a supus atenției Consiliului Local acest proiect de hotărâre care privea refinanțarea pe 12 luni, am făcut un amendament și la care am, trebuie să recunosc că am fost și eu unul dintre inițiatori, ca sumele care rămân în buzunarul municipalității să meargă exclusiv în cofinanțări de proiecte europene. Și n-am spus-o întâmplător. Nici n-am vrut să mă dau eu mai stez decât alții, dar trebuie să recunosc și cred că toate persoanele care au un pic de expertiză își dau seama că nu vorbesc prostii. În momentul de față, o schimbare cu adevărat a Giurgiului se va produce când se vor face cu adevărat proiecte pe fiecare cartier în parte, proiecte ample care se schimbe cu adevărat fața acelor zone. Pentru pe că acum nu vi se pare că s-a schimbat? Acum e o bătaie de joc. Credeți-mă, eu am plecat din România în 90. În 90, chiar de ziua mea, când am făcut 20 de ani, m-am urcat în avion și am plecat. Adică am avut experiența aia de a schimba lucrurile din așa în așa, adică la 360 de grade. Și nu o să o uit prea curând. Că acum pleacă cine vrea și pe unde vrea, e mult câți mai simplu. Câți ani ați fost plecat? Eu am zis că 3 ani sunt de ajuns. Trebuie să mă întorc și să încerc să-mi clădesc aici o familie, să încerc să pun și o umărul, să schimbăm ceva în țara asta. Trebuie să recunosc că atunci când Brucan, când domnul Silviu Brucan, Dumnezeu să-l ierte, spunea că România are nevoie de minim 20 de ani pentru a se produce o schimbare și a trece de la comunism la democrație, mă uitam un pic urât la dânsul și mă gândeam că nu știe ce spune. E, uitați-vă că discutăm la peste 25 de ani de la Revoluție și se pare că ne mai trebuiesc încă mulți ani până când vom atinge țintele și până când vom vede și noi în țara asta că lucrurile se întâmplă așa cum vedem prin Occident atunci când mergem. Dar datorită acestui fapt că eu am vrut ca banii să se ducă exclusiv în cofinanțări de proiecte europene și să încercăm o dezvoltare de esență a Giurgiului, m-am ales cu o decizie de excludere din partid și, bineînțeles, o justificată forțare. Cum? No, pentru că nu... No. Deci partidul la care eu am candidat n-avea... Deci un partid sănătos la cap, cu o conducere cu adevărat, cu o conducere adevărată, nu mai zic altfel, nu avea cum să nu țină cont de eforturile pe care eu le-am făcut. La alegerile locale din 2012 eu am fost șeful de campanie pe municipiu. La municipiu s-au luat 10 consilieri egal cu USL-ul. Un partid de, eu știu, medie națională 12, 13, 15% procente, la locale n-au fost 15, la parlamentare au fost 15, să obțină 50% aproape într-un municipiu, reședință de județ, nu se întâmplă oricând. Da? Asta s-a datorat și echipei, asta s-a datorat și managementului echipei, s-a datorat și dorinței de a se produce o schimbare în Giurgiu la vremea aceea, dorință care la un moment dat s-a transformat într-o situație de regret, să spun așa, dar
Asta e, una, e o altă situație și o să o discutăm în alte, în alte conjuncturi. Dar forțarea excluderii mele din Consiliul Local nu a avut decât un singur scop. Persoanele ca mine, care au tupeu și au tăria și nu au absolut niciun partipric cu nimeni, nu sunt de dorit. Orice om care înțelege fenomenul ăsta, așa zis, politică, în anumite zone, și nu spun întâmplător așa zis politică, pentru că politica adevărată nu este asta. Aici este politica interesului și cam atât. Da? Politica interesului e pretutindeni, domnule. Păi nu. Vorbim concret, așa cum eu sunt consilier de... Serios acum. Doamnă, sunt consilier de 7 ani de zile. Da. Zici că te înțelegeți? Mai și la nevoie... Nu am și vă rog frumos să verificați, și oricine din Giurgiu poate să verifice treaba asta. Nu am avut și n-am avut niciodată și nu am vreun contract cu administrația locală, cu statul. Sunt consilier, da? Care au? Cu siguranță da, și vă rog să verificați și o să vedeți că toți cei care tac și se uită așa, dulce așa la domn primar și la... au niște interese directe. Soții angajate. Lucrări, terenuri, frate, soră, mamă, tată, etc. Da? Uh-huh. Despre ce vorbim? Deci eu pot discuta deschis despre orice și dar orice conjunctură. Dar dumneavoastră nu i-ați cerut niciodată nimic? Stimată doamnă, adică eu m-am făcut... Ascultați-mă meu, un pic. Noi, menirea consilierilor, pentru cei care nu citesc regulamentul de funcționare al Consiliului Local, statutul consilierilor și ce alte documente mai sunt care reglementează ceea ce trebuie să facem noi pe acolo, menirea noastră este că atunci când un cetățean, un alegător al nostru, așa, vine și ne ridică o problemă, noi s-o preluăm și s-o ducem către administrație și să spunem, pentru că noi, conform legii, avem posibilitatea să solicităm orice document, iar pentru cei care nu știu din administrație, există o lege a administrației publice locale care are numărul 215 din 2001, care este republicată, și care spune la articolul 51 următoarea chestiune. Primarul, secretarul, tot aparatul de specialitate al primarului sunt obligați, conform legii, atenție, obligați, să pună la dispoziția consilierilor, atunci când solicită, orice document în maxim 10 zile lucrătoare. Păi ați spus în emisiunile de la TV Giurgiu că ați solicitat și... Păi ca să vă spun, uitați-vă dumneavoastră ce revenire am făcut astăzi. Datorită faptului că am făcut o astfel de solicitare și am fost un pic luat, nu vreau să folosesc un cuvânt care se folosește prin alte zone, dar am fost un pic luat în bajocor, așa, pentru că unele dintre instituțiile și dintre persoanele care ar fi trebuit să-mi dea răspunsurile conform legii în 10 zile lucrătoare, ori nu cunosc legea, ori au ceva de ascuns. Da? Și atunci am fost nevoit ca astăzi să registrez o altă solicitare, tot în baza acestui articol 51 din legea 215/2001, prin care spun acum, n-ați vrut să-mi dați pe 2014, acum vă cer din 2012 până în 2015, ca să încheiem subiectul. Da? Toate contractele, tot ce am eu nevoie ca să-mi pot desfășura cu adevărat activitatea. Și dacă tot nu răspund solicitării dumneavoastră... Asta sunt abuzuri, doamnă. Sunt abuzuri. Cine stabilește că sunt abuzuri și cine ia măsuri? Păi scuzați-mă, în momentul în care legea spune că tu ești obligat să faci un anumit demers și tu refuzi, asta este abuz. Am înțeles. Ne întoarcem la demersurile legale pe care dumneavoastră le-ați făcut, astfel încât situația să fie reglementată situația din Consiliul Local. Mai precis, pe 20... Adică spunem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat până pe 15. Pe 20 de mandate valide obținute în urma alegerilor locale din 2012 să voteze 20 plus 1 consilier, situație inedită la nivel național. E de stan și bran. Eu propun să vedem un material unde chiar, da, n-ar fi nimic de comentat. Doar așa, să fie frumos. Bună ziua, stimați colegi, și vă mulțumesc pentru ședința de astăzi. Domnul secretar, vă mulțumesc dacă este legat o ședință. Ședința este constituită legat, sunt prezent toți consilieri. Chiar și inclusă.
toți consilieri. Cum sunt așa? Acum au ales cetățenii. Cu situația aceasta, care sunt consilieri mai mulți decât au ales? Pe 20 de mandat. Îl deranjează cumva că suntem din toții prezenți? Sunt prea mult, da. Procesul verbal, procesul verbal a ședinței din data de 18 decembrie 2014. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Aprobăm și procesul verbal din data de 23 decembrie 2014 de la ședința extraordinară. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Procesul verbal din data de 29 decembrie 2014 de la tot de la ședință extraordinară. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Da, am văzut. Sincer, acolo, în postura de acolo, erați de compătimit. Luat la mișto, așa. Și ați spus în mai multe rânduri, în ședințele de consiliu, fraților, ce facem? Nu. Suntem mai mulți. Ce au făcut? Trebuie să recunosc că, văzând aceste imagini, am o senzație de silă, credeți? Da. Știi ce e aia? Pe mine nu mă interesează ce senzație aveți dumneavoastră, mă interesează ce senzații au giurgiuvenii. Ce să spun? Am repetat-o mai devreme și mai vreau să o mai spun o dată. Da. Oamenii din Giurgiu trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna că persoane de genul ăsta, care se fac că înțeleg legea după bunul plac, nu mai trebuie să aibă ocazia să ocupe vreo poziție de conducere. Am înțeles. Vreodată. Da. Revenind teoretic, la, da. Cu practica asta văzut, mai rău. Da. Nu, vreau să vă întreb ceva. Stați puțin. Ce au zis colegii dumneavoastră, plătiți tot de noi? Consilierii ceilalți? Bine, am auzit și dar totuși, ce să zic? Că situația trenează de atâta timp. Eu refuz să cred adică, că... lasă, în Consiliul Local ne e frică de nu știu cine. Dar așa, la o țigară, la o bârfă, acolo, în dreapta, când ieșiți din Consiliul Local, nu-i spuneați, măi fraților, măi fraților. Doamna Drăgulin, eu am încercat să discut cu cât mai mulți colegi și să le explic că ceea ce se întâmplă în Consiliul Local este total nelegal și va veni o zi în care toți cei care au contribuit la menținerea, la crearea și la menținerea acestei situații de nelegalitate vor răspunde. Eu nu cunosc aspectele sau unele din ele le cunosc și le-am și expus mai devreme, pentru care unii tac, pentru că nu au cum să vorbească din vari motive și v-am spus că nevasta, că lucrarea, că interesul. Dar refuz să cred că este vorba de toată lumea. Dar în același timp întreb eu retoric. Când eu îl întrebam pe domnul secretar Roșu, domnul secretar, mai precis, câți consilieri sunt prezenți, da? Dânsul spunea că sunt toți consilieri și am întrebat încă o dată. Da, câți s-a văzut consilieri și pe mai precis? Adică, vroiam să forțez un răspuns, dar nu e nevoie de a forța un răspuns. Există procesele verbale în care, paradoxal, pe 20 de mandate rămase valide în urma alegerilor, pentru că dânsii încearcă să bage în ceață pe toată lumea care nu cunoaște foarte bine legea. Domnul consilier, dar domnul Gărgărea ce zice așa? Că eu când am fost la stimată doamnă, eu am nimic de împărțit. Stătea așa, nu, săracul, deci nu zicea nimic, stătea cu fruntea plecat acolo. Vreți să trag o concluzie adică, care completează toate răspunsurile? N-aș fi tolerat să mă aflu. Dânsul este o victimă colaterală a intereselor unor persoane care stau nu la masa Consiliului, ci la altă masă. Păi spuneți ce știți. La masa cealaltă, în capul mesei acolo, care are calitate de invitat. Aveți poate, dumneavoastră dovezi că au nu știu ce păi, interese? Stimată doamnă, folosirea votului, exprimat de domnul Gărgărea în interesul cuia, în interesul primarului. Păi nu știu. Da. Dumneavoastră știți cum vota Gărgărea în Consiliu. Deci, folosirea votului domnului Gărgărea, mai ales că dânsul a uzat de ordonanța 55, ordonanță de care eu n-am vrut să aud, și a trecut la un alt partid, la același partid cu domnul primar. Da. Domnul primar a avut grijă să-l promoveze, inginer șef pe la o
societate din subordinea Consiliului Local. Adică, iarăși, aici e o problemă extrem de delicată. Domnul primar are grijă să-și depășească de fiecare dată atribuțiunile. Domnul primar nu intră în atribuțiunile dânsului să numească și să pună director la societățile din subordinea Consiliului Local. Aici mă refer la APA Service, mă refer la Giurgiu Servicii Locale, mă refer la toate societățile din subordinea Consiliului Local. Și poate dânsul, odată pentru totdeauna, o să pună mâna pe acel regulament de funcționare al Consiliului Local și o să-l citească din scoarță în scoarță și în același timp o să și înțeleagă care este rolul primarului în ședințele de Consiliu. Până citește, am să-i spun eu. Nu conduce primarul invitat. Sigur că da. Invitat. Da, dânsul nu vorbește neîntrebat decât dacă îi se dă cuvântul. Ședințele de Consiliu sunt publice. Da, doamnă, știu la ce vreți să punctați acum și... Nu știți la ce vreau să punctez. Bănuiesc atunci când a fost situația cu domnul de la Prolex, cu domnul Lincu. Hei, dacă ați început, vă las să spuneți, dar nu la asta mă refeream. Nu. Ședința este publică, da? Da. Ședința este publică. Da. Ia spuneți-mi, domne, de cine sunt ocupate scaunele din... sala de consiliu. Tot pe domnul Barbu trebuie să-l întrebați. Păi spuneți dumneavoastră cine... De persoane din aparatul da? Propriu al primarului. Unde să vină Giurgiu Veanu? Să stea unde să facă probabil, ce? Probabil, acum dumneavoastră m-ați făcut să-mi pun o întrebare. Acele scaune sunt ocupate. Sunt ocupate. În ideea că atunci când un consilier sau un grup de consilieri are o nelămurire vis-a-vis de o anumită problemă care se dezbate acolo, da? Cel care reprezintă aparatul să zicem, de specialitate dintr-un anumit domeniu, trebuie să fie acolo ca să poată să-ți dea un răspuns. Asta e o explicație. Dar, din moment ce sunt mai multe persoane de la același aparat și trebuie să recunosc, unele dintre ele nu le-am auzit în 7 ani de Consiliu Local, nu le-am auzit vocea. Bine, unii s-au schimbat între timp odată cu trecerea timpului. Altora li s-a schimbat vocea asta. Exact. Dar s-ar putea să aveți dreptate dumneavoastră. Și chiar o să încerc să studiez. Păi da, domne, despre ce vorbim? Corect. Lasă pe liderul de la Prolex. Se vede că aveți un ochi, cum să zic, vrând-nevrând format pe chestiuni care vrând nu nevrând, sunt tocmai ok. Vrând-nevrând, că bine ați zis, da. Păi, nici nu trebuie să ai ochiul format. Nici eu nu mi-am dorit vreodată să mă edific și să studiez atât de mult ce înseamnă incompatibilitate, ce înseamnă situațiile astea de ilegalitate, dar... Oricine își dă seama, vă dați, că adică n-a fost vreo revelație, cred că orice Giurgiu Veanu de bun simț se gândește și știe sau dacă nu știe, află acum că ședințele de Consiliu Local sunt publice și oricine poate să îmi dați voie să fac o invitație? Da. Dacă există persoane interesate care se uită la noi acum și care vor să vină la una din ședințele de Consiliu Local și întâmpină probleme, îi invit să mă caute pe mine și intrăm de mână în sala de ședință. Sau intra singur să vedem dacă vă dă cineva afară. Nu. Și dacă există, nu aveți loc, ridicați-le pe doamnele întâmplă. Alea pe care le apucă vreun căscat pe margine acolo, nu știu ce director de nu știu ce de concentrate și hai, lăsați-mă că e, așa este, e strigător dreptate. La cer, dreptate, da. Ce Dumnezeu. E masa presei, e... Acum nu fac eu geometria sălii de consiliu. Nu. Dar adu măcar, nu știu, așa, 2-3 oameni să mai, nu, dar stați puțin că e transmisă, nu știu cum, pe internet ședința, da. Bun, pe internet. Ne place cu televizorul, ne place cu ecranul. Stai să citim și niște mesaje de la telespectator, pentru că mai am lucruri să vă întreb, dar nici pe asta nu pot să le las. Dacă hotărârile adoptate pot deveni nule, indemnizațiile de ședință nu trebuie înapoiate? Zic. Cine suportă toate astea? Nu cumva noi giurgiuvenii? Da. În momentul eu de față... Eu zic că nu asta e cea mai mare problemă. Nu. În momentul de față, oricum, Gărgărea trebuie să înapoieze toate indemnizațiile pe care le-a primit. Și vreau să vă spun încă un aspect. Dar de ce să le înapoieze Gărgărea? Pentru că a fost nelegalitate acolo. Păi, dacă... Stați puțin. Dacă, de exemplu, secretarul Roșu a considerat că este legal, dacă prefectura că este legal, da, dacă prefectura a considerat că este legal, care, cine zice i-am ști? Stimată, deci, domne. Eu am făcut o sesizare la credeți Camera că e singurul control. Care trebuie să plătească? Nu. Din punctul meu de vedere, trebuie să plătească în primul rând cei care au generat și care au menținut această situație.
pentru că, bine, și el are partea lui de vină, că la un moment dat se vedea consilier, când eu îi spuneam nu ai nicio menire aici, nu știu în ce calitate vorbești, se uita în cruci la mine și probabil avea așa un... Dom'le, dacă cineva l-asigura... Păi stați un pic, asigurarea asta are și ea limitele ei. Dacă tu ai doi neuroni și îi mai și folosești, da? Păi nu ziceți așa. Păi nu, nu. Nu poate nimeni să spună că, domne, știi ce, te pun primar fără să fii ales. Că nu există. Acum să fim serioși. Vina este de toate părțile, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, cei care trebuie să plătească sunt cei care au generat această situație, cei care au menținut această situație și vă spun în premieră că lucrurile nu vor rămâne așa. Adică urmează un proces în care o să trebuiască să identific foarte bine vinovații și pe care instituții în primă fază, că aici discutăm de instituții, și am să solicit instanței ca sumele care vor trebui plătite nu să le plătească instituția, ci să se ducă către persoanele care au reprezentat instituțiile. Ca să terminăm odată, lasă că plătim din sacul ăsta mare al, cum să zic, al bugetului. Da? Da. Că, bine mersi, intră pe o parte, iese pe alta, nimeni nu se sesizează, toată lumea e unsă că îi mai dăm o lucrare, că îi mai dăm o nu știu ce, îi mai angajăm soția, îi mai angajăm nu știu pe cine. Și aici revenind la discuția cu domnul Gărgărea, păi domnul Gărgărea, cum credeți că a ajuns inginer șef la una din societățile din subordinea Consiliului Local? Imediat după ce a fost menținut pe acest scaun de consilier, așa zis, bineînțeles că a fost promovat. Da? Ideea care a fost? Că dânsul nu trebuie să pună întrebări, dânsul nu trebuie să execute decât. Da? Da. E, astfel de persoane sau așa, cu un așa comportament, eu unul nu mă văd în viața asta să fiu capabil să-l fac. Adică eu dacă văd că lucrurile sunt de o altă culoare, nu pot să spun că așa vrea nu știu cine, că sunt de altă culoare, că nu o să vedeți asta la mine niciodată. Și asta am demonstrat-o și mandatul trecut cu un alt primar care avea alte veleități, da? Mult mai bine conturate și mult mai evidente, și cine l-a cunoscut cred că știe despre cine vorbesc, da? Și atunci am avut tăria de caracter și coloana vertebrală dreaptă și acum la fel, și o să o demonstrez de atâtea ori de cât va fi nevoie, până sper eu să nu mă plictisesc și să mă satur. Continuăm cu mesajele. Da. Eu am văzut ce grad de anduranță aveți dumneavoastră așa prin procese. Avem și un telefon. Bună seara! Bună seara, doamnă! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă, vă rog? Mă numesc Navală Gheorițe Leontin. Da. Să las puțin televizorul, pardon, mai ușor. Da, ar fi bine. Așa. Și legătura domnul Gărgărea. Deci legătura domnul Gărgărea. Așa. Cu problema dânsului. Cu problema cui? Cu problema invitatului meu, consilierul Florian Dăriță. Invitatului dumneavoastră. Ce legătură are domnul Gărgărea? Da, da, da. Așa. Că s-a mutat de la un partid la altul. Păi stați puțin că nu, asta a fost altă discuție. Stați, spuneți direct. Ce nelămuriri aveți? Domnul Gărgărea este în discuția noastră pentru că s-a aflat ilegal pe un post de consilier. Bun, dar de ce e ilegal? Păi de ce e ilegal? Pentru că așa a spus instanța. Pentru că e în afara legii, domnule. Pentru că așa a spus instanța. A hotărât definitiv și irevocabil. V-aș întreba și eu pe dumneavoastră, când puteți să dați? E multă lume amărâtă, e multă lume necăjită, e multă lume care n-au o felie de pâine, care n-au... Foarte multă, așa este. Foarte multă, da, stimată doamnă. Așa e. Eu am un dosar pe... Deci după timpul domnul Lucian Ilescu. Așa. Pentru socială. Bine, tot în regulă, de la notariat, de la, mă rog, că n-am văzut, n-am construit, n-am... Un copil a mărt, un copil, mă rog, deci chiar, mă rog, hai să nu mai văd nevoie de partid în PPDD până în 2016, da? În Partidul Poporului. Mă rog, nu știu câți mai sunt pe la județeană, pe la locale sau la...
Consiliul Județean. La PPDD? PPDD, da. Păi s-a refăcut organizația, are președinte făcut, tânăr și nou. Nu știu dacă Gelu Ciobanu, domnul Gelu Ciobanu, domnul Răzvan Cuc... Cum îl cheamă pe noul președinte al organizației? Dumneavoastră spuneți că faceți parte din organizația PPDD sau ați făcut parte și nu știți nici măcar cine face parte din organizație? Păi stați puțin, că a întrebat de conducere domnul Velicu. Numai puțin. Deci cine conduce la ora asta? A spus, nu mai știu cine e la... Eu am văzut un tânăr. De la București, din punctul meu de vedere, acea persoană pentru mine nu este președintele PPDD. A fost numită de la București, da? Stimate, uite, omul nu știe. Deci dumneavoastră a fost în PPDD și Gărgăre a fost în PPDD? Vreau să vă întreb sincer. Eu sunt încă consilier PPDD, dacă nu știați. Poftim? Eu sunt încă consilier PPDD. Da. Chiar vă mulțumesc în suflet. Domnul Gelu Ciobanu încă mai este. Nu știu dacă o mai fi. Da, e colegul meu în Consiliu. Așa, spuneți, vă rog. Domnule, uite, vă pun o întrebare. Domnule, când se va face socializare? Ce să se facă? Socializare, adică pentru oamenii amărâți. O politică socială în Consiliul Local acolo. Nu, stați puțin, ați înțeles greșit. Socializare. Socializele, da? Socialele, am înțeles socializare. Blocul social. Cu stimă și respect pentru domnul Velicu, da? Așa. L-aș întreba pe dânsul, da? Și pe, mă rog, că e gelul sau mă știu că a fost, cine va fi, de chiar că îi dau numele lui Răzvan Cuc, da? Chiar nu ne place că fug de acolo, de acolo, chiar nu mai înțelegem nimic. Ne-am vrut să fie bine pentru oraș, cetățenii orașului ăsta, să văd. Ați crezut mult în PPDD? Da, până în 2007 sunt consilier, nu consilier, chiar aș vrea să viu la o ședință, cum a spus în Sudan. Să răspund și eu, adică, într-un mod de vedere. Deci, vă interesează când se construiesc noi blocuri sociale, locuințe sociale, da? Dar stați puțin așa, iertați-vă, că cineva, domn primar, domn Nicolae Barbu, nu-i dacă înțeles că hai să nu fac aberații sau mă știu, să nu trec de la una la alta sau, să nu discriminăm, adică lumea mărâtă sau că sunt romi. Mă rog, poate nu au vândut ce au făcut ei, acum vreți să, nu știu, e problema dânsului, e problema consilierilor, da. Deci vă rog să treceți la subiect, vă rog să fiți mai concret, pentru că ne presează. Vreau să mă înțelegeți cu atenție, da? Eu am un dosar din 2009. Așa. Așa, pentru o locuință socială. Da. Păi mi se spune că s-a probat că, mă rog, nu știu, tot m-a trimis la Victor Ciobanu, pe acolo, am scos toate actele, nu se pune problema. Ei, au început să construiască niște locuințe sociale, nu știați? Dați-mi voie să răspund eu, domnule. Mulțumim pentru telefon. Vă răspunde consilierul local. Rezolvarea acestor probleme cu solicitările pentru locuințe sociale, Consiliul Local este legislativ. Executivul este primăria. Primăria este condusă de primar și de cei doi viceprimari. Deci, ceea ce spune dânsul, eu nu pot altceva decât să iau legătura sau dânsul să mă caute și să-mi spună despre ce este vorba. Dacă cumva cineva din tot acest angrenaj al executivului nu și-a făcut treaba, atunci putem să vedem din ce motive s-a întâmplat așa. Dar până una alta, eu îi mulțumesc pentru intervenție, dar trebuie să ne vedem și să discutăm pe concret despre ce este vorba, când a fost depus dosarul, să vedem în ce situație poate să vă caute? Da. Mai ales că fără discuție. A deci fost eu am, cu PPDD sau eu, este fără simpatizează? Discuție, fără haideți discuție. Să citim mesajele. Da. Pentru că nu vreau să trecem peste ele. Iată ce frumos se păstorește urbea noastră cu încălcări flagrante ale legii și bunului simț, toate astea pe banii noștri. Giurgiuveni, căscați ochii la anul, vor vrea să-i votăm iar. Vreți să vă voteze iarăși la anul? Încă nu m-am hotărât. Bun. Consiliul Local a avut o altă structură în 2012, ca apoi această structură să se modifice în ciuda votului dat de cetățeni. Consilierii și-au negociat fotoliile cu partidul X sau Y. Mai merită ei încrederea giurgiuvenilor?
Nu cred. Mai puțin eu aici. Aici, dumneavoastră sunteți entitate separată, ați fost... Nu, da. Asta, nu asta nu, e țelul meu în viață. Eu aș fi dorit să fim cu toții, să gândim în interesul tuturor, în interesul cetățenilor, dar văd că lucrurile stau niște, cu am niște... O să vă spun care sunt rezervele. Da, mai avem un telefon, sunt anunțată din regie, vreau să mai citesc două mesaje. Iată, când am spus că am rezerve, cineva spune: domnule Velicu, spuneți care sunt firmele de casă abonate la lucrări. Veți spune? Da, doamnă, eu am toate contractele. Bine, le vom afla de la consilierul local și sigur veți afla și dumneavoastră. Fiindcă, bine, important e că sunt, sau grav este că sunt. Acum ale cui sunt, vedem cât agravează situația. Bună seara! Română, doamnă! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Stoienaș. Bună seara, domnule Stoienaș! A doua zi n-am mai primit niciun telefon. Eu aș avea acum, scurt, pentru domnul Velicu, aș vrea un număr de telefon la care să-l contactez și să-i spun eu toată problema. Domnul Stoienaș are un copilaj bolnav, cu drepturi de normă, de hrană, de... Am auzit discuția, cred că în emisiunea cu Radu Popa. Radu Popa, da. Domnule Stoienaș, da. Ascult, doamnă. Deputatul Radu Popa, da, se interesează și va discuta personal cu Rovana Plumb, ministrul muncii. Acest lucru mi l-a garantat mie și nu m-a mințit. Cum nu m-a mințit niciodată. Ideea este că ministrul muncii a fost foarte ocupat. Știți că e în dezbatere legea salarizării. Dar aveți încredere că veți fi contactat. Și o să veghez inclusiv eu la acest fapt. Un număr de telefon al lui al consilierului Florian Velicu. Telefonul personal și nu pot să dau public. Am înțeles. Luați legătura cu doamna, luați legătura cu mine și vă putem Vă trimit un mesaj după emisiune. A, da, bun. Vă trimit un mesaj după emisiune. Așa, da, dacă are dânsa numărul dumneavoastră, vorbim după. Nu, să-mi păstreze regia numărul de telefon al domnului Stoienaș. Seară bună. Mulțumim de telefon. Treceam astăzi pe lângă școala 1 și am văzut o placă pusă din anii 90 de un alt primar falnic. Am făcut o paralelă cu celălalt care și-a pus o placă pe liceul Maiorescu. Am concluzionat că amândoi au ceva în comun. Nu au făcut nimic pentru oraș. Se semnează Titu Maiorescu. Da. Da, bine. Am văzut și eu acea placă. Da? Știu despre ce placă e vorba și la Maiorescu și dincolo. Pe Maiorescu. Din punctul meu de vedere este o lipsă de respect. Domnule! Ce somnități, doamnă, au terminat liceul exact acolo? Eu mi-aș dori o dată pentru totdeauna că în administrația asta publică locală să lucreze oameni care să lucreze într-adevăr în interesul comunității și să privească lucrurile cât se poate de serios. Pentru că, una peste alta, surse financiare sunt, nu sunt bine gestionate. Aici e problema. Mai ales că pe 2014-2020 și până în 2015 au fost programele europene care permiteau și cred că orice român care stă și se mai uită la televizor a auzit de nenumărate ori că nu suntem în stare să absorbim banii europeni. Da? Cu acele fonduri și cu puținii bani, dar gestionați bine, pe care administrația locală i are, se pot face lucruri remarcabile. Ascultați-mă ce vă spun. Și nu întâmplător v-am spus că am plecat în 90 din România și m-am întors numai după 3 ani. Pentru că am considerat că nu poate dura mai mult de 5 ani această tranziție. Niciun după ce copil nu deci, putea să considere asta. Asta haideți, discutăm. Și păi, n-aveți 15 ani. Păi nu vorbim de a fi sau nu am copil. Înțeles. Lucrurile trebuiau să intre mult mai repede pe făgașul normal. Eu n-aș fi crezut, putea să prezic că... nu știu cine, Brucan sau nu știu cine. Mai avem un telefon, domnule consilier. Bună seara! Bună seara! Dacă nu ne auzim, poate refac colegii mei legătura.
Nu ne mai miră situația de la Giurgiu când la centru se întâmplă ce se întâmplă. Culmea tupeului la Dragnea, care în loc să zică mersi că nu e la pușcărie, vrea șefia PSD. Vă apreciez foarte mult pentru tenacitate și curaj. Mult succes, domnule Velicu. Sunt unul dintre vehemenții nemulțumiți ai acestei administrații locale. Are dreptate. E din administrația locală? Vehement nemulțumit. Îl felicit. Dați-vă numele. Dacă poate. Nu, este ce îi cerem, este imposibil. Da. Vă dați seama că a doua zi va fi trimis la... Nu o să mai aibă timp domnul să studieze legea. A avut timp 3 ani, a fost extras suficient. Nu. Și ce a înțeles după ce a studiat-o, e grav. Da. Ați fost consilier în mandatul în care domnul Barbu a intrat în posesia a jumătate din parcul Alei? Cum a reușit? Mă refer la zona cu fosta stomatologie, complexul Cetatea și Voința, fostul ștrand orășenesc, etc. La ce se referă telespectatorul nostru? Haideți că ne răspundeți după telefon. Avem din nou legătura. Bună seara! Da, este, este probabil o problemă tehnică sau o mică șicană așa. Oricum nu uităm ce aveam de zis. Vă rog. Știu că la vremea respectivă domnul Barbu avea intenție să ia anumite suprafețe de teren. În același timp, de nenumărate ori, era în biroul domnului fost primar Lucian Iliescu. Adică pe românește rupea ușa pe acolo. După care s-a întors total împotriva dânsului după ce a rezolvat aceste probleme. Adică un astfel de comportament naște foarte multe întrebări. Adică a ținut un anumit comportament. Deci vă întreabă cum a reușit. Păi spuneți cum a reușit. Nu am fost eu în măsură ni să-i dau soluții, ni să... Da, să votați. Trebuie să mă edific mai bine despre ce a fost vorba la vremea respectivă. Nu mai știu. Nu mai știți dacă ați votat, că să ia o bucățică de oraș sau nu. Multe situații în care m-am opus și știe toată lumea, au fost tot felul de probleme, au fost tot felul de situații în care eu am solicitat la vremea aceea să se refacă anumite evaluări și evaluările care au fost refăcute au fost mai mici ca și valoare decât celelalte. Adică am asistat la tot felul de situații care de multe ori m-au făcut să mă gândesc de două ori și ce să zic, să trag concluzia dacă merită sau nu să stai într-o astfel de tensiune și de cloacă. Dumneavoastră știți mai bine, o să ne dăm seama acum în 2016 dacă merită. Bună seara! Bună seara! Doamna dragă, tot mi se închide telefonul, legătură cu domnul Velicu, da? Nu mi se închide, domnule dragă, telefonul, tot închideți dumneavoastră telefonul. Păi nu-l închid eu, doamnă, susați-mă de... Cine sunteți? Da, un cetățean. Vă rog. Da, un cetățean al municipiului Giurgiu de aici. Da, domnule cetățean, spuneți repede că suntem pe final. Așa, la domnul Velicu, să-i pui o întrebare. Domnule Velicu, când se rezolvă cu socialele astea? Da, ne-ați mai întrebat. Mulțumim de întrebare. Nu, două secunde, vă rog frumos. Cu stimă și respect. Și eu vă rog frumos, sunteți la al doilea telefon, ați avut spațiu suficient să întrebați. Nu, că de acolo sau mă aștept în telefonul sau mă aștept unde aveți dumneavoastră. Așa? Deci mi s-a închis telefonul. Nu mi s-a închis telefonul, am spus eu, mi-am luat rămas bun și v-am spus bună seara. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Bun. Cu socialele. Și cum se rezolvă chestiile astea, da? Că sunt mulți oameni amărâți. Știm. Poate și eu, poate și alții la rândul lor, poate și dumneavoastră aveți probleme dumneavoastră sau și domnul Velicu sau și primarul orașului, da? Așa. Păi tocmai primarul este în măsură să rezolve această problemă. Chiar am făcut, mă rog, și pe la Consiliul Județean un sprijin financiar cu toate actele. N-auziți, domnule, că primarul are toate prerogativele să rezolve aceste probleme. Noi suntem legislativul, noi dăm niște hotărâri pe care el e obligat să le pună el împreună cu executivul, știți ce e. Ați fost în audiență la primărie? Sigur că da. Și?
și la domnul Roșu și la toată echipa acolo, da? Da. Și mi s-a spus, am răbdare. Până când să am răbdare? Cam o răbdare din 2000. Dacă tot spuneți că ați fost în PPDD la viceprimarul pe care PPDD-ul l-a, l-a nu, pus... Nu, uite, vă spui, stați puțin așa, uite să-mi scot cu număr de partid, să-mi scot carnețelul, da? Lăsați-l încolo de carnețel, că nu suntem la o ședință de partid. Haideți că vă scoateți carnețelul după emisiune. Da. Este important. Noi, PPDD-ul, până la o anumită dată, am avut un viceprimar, care a rămas viceprimar și după ce a trecut la PSD. Ați fost la acest viceprimar? Ați fost la acest viceprimar în audiență la domnul Vladu? Nu, la domnul Vladu, chiar l-am condus eu pe drum. L-a primit și pe domnul Răzvan Cuc. I-ați condus pe drum și ei deci nu se mai uită la dumneavoastră? Pe care drum l-ați condus? Pe domnul Floricel, da? Așa. Pe domnul Barbu, da, la vremea aia, da? Ați fost conducător de drumuri. Nu mai amestecați, că fiecare este într-o anumită zonă în momentul ăsta. Drumuri. Tocmai, păi nu mai faceți confuzii, că altfel nu rezolvați. Ce-a luat alte drumuri, da. A, domne, ce să... Dar uite, ne pare rău ca oameni, ca cetățeni. Bă, ce așa să ajungă un oraș? Eu n-am văzut... Aveți dreptate, nu, omul are dreptate 100%. Aveți dreptate 100%, pentru că, știți cum, apare PPDD, apare o față credibilă, merge omul, îi duce pe drum, cum a spus, îi ajută, îi conduce. Uite, dacă puteți să-mi spuneți, dacă domnul Trăistariu mai este în primărie, eu nu prea am mai fost partea. Domnul Trăistariu, da, este, este. Trăistariu, da. Dar vedeți că Trăistariu nu face politică. Doamna dragă, să zic o chestie, că nu prea sunt eu politiciantă, așa. Deci mergeam la domnul Iliciescu, chiar îmi pare rău, mă rog, chiar îmi pare rău sau nu-mi pare rău. Deci mergeam la o ședință sau mă știu, mă chema, îmi spunea, afară cu el. Deci afară, îmi dădea cu piciorul. Chiar și biroul, să mă duceam, zic, nu s-ar fie până sus. Dar de ce? Adică noi suntem și noi oameni, suntem... Așa e. Da. Mulțumim mult pentru telefon. Doamne dragă, ce vreau să vă spui? Totuși e bine că s-a inventat, nu că s-a inventat, nu știu că să pot să mă pronunț eu televiziunea asta la Giurgiu. Dar să vă aibă grijă din consiliere aia sau că domnul... Păi domnule, nu vedeți ce facem aici? Bună, dumneavoastră, ai înțeles ce am discutat noi până acum? În Consiliul Local este vorba de o nelegalitate care este menținută din octombrie anul trecut. Deci Consiliul Local tot ce a votat până în momentul de față, până când am obținut eu o hotărâre definitivă acum câteva zile, este lovit de nulitate. Atunci, despre ce vorbim? Deci toate proiectele de hotărâre care le-a adoptat Consiliul începând cu 16 octombrie până la zi sunt lovite de nulitate. Garantat ca consilier că puteți, adică depăși obstacolele astea și aveți dreptate, deci până hotărârea judecătorească, spun chestiile astea. Ce păi, dar ce garanție vreți? Că a câștigat în instanță? Hotărârea judecătorească este aplicabilă de îndată, domnule. Da. Deci bine, nu avem ce să o comentăm. Domnule consilier, haideți să încheiem. Bun, mulțumim domnule frumos cetățean. De telefon și haideți să ne auzim într-o altă mulțumim situație. Pentru telefon, nu ne putem înțelege așa, am înțeles problema locuinței sociale, i-aș sugera să meargă. Dânsul poate foarte bine să meargă în audiență la domnul primar, la domnii viceprimari și să închidă o dată situația. Am înțeles că adică domnul am înțeles primar, la dânsul a fost și la domnul Luci Iliescu și la nu știu cine. Domnul Velicu, domnul primar are până anul viitor ocupat la audiențe. Da. Mai ce să facem acum? Concedii de 10 ori și a încheiat subiectul. Nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Așa am auzit și eu. Cineva spune până la urmă să înțelegem că primarul Barbu este stăpân pe o parte din orașul nostru. Stăpân pe o parte din oraș. Are anumite terenuri luate stăpân, pe vechiul mandat. Pe una din societățile pe care dânsul le-a administrat la vremea respectivă. Este adevărat, sunt niște suprafețe. Dacă vreți în mod expres să discutăm concret despre acest subiect, lăsați-mă să mă edific și eu, să văd despre ce este vorba, să-mi iau, că eu am arhivate toate documentele de la acea vreme, cu proiecte de hotărâre, cu tot ce trebuie. Da?
Și putem discuta pe concret, să vedem când, ce și cum. Ca să nu vorbim acum, am să-mi aduc aminte nu, de nici, acum nici 5 nu ani, 6 este ani, intenția 7 ani. Mea, am citit doar mesajele de la telespectatori, chiar nu vreau să aud... Dar pentru că există, situația aceasta există, nu o cunosc în amănunt în momentul ăsta. Dar sunt oamenii care, iată, sunt știu care mai multe lucruri decât probabil mine, eu n-am știut. Probabil, cu siguranță știu acum ceea ce întreabă. Aflu. Și eu... Nu pot decât să le promit da. Că o să încerc să mă edific mai bine și am să le dau și răspunsuri pertinente. Ne întoarcem la situația dumneavoastră. Mult timp nu mai avem din emisiune, dar știu că ați făcut demersuri către prefectură. Da, ce v-au răspuns? Că nu unul. Trebuie să recunosc. Demersurile către prefectură au fost mai multe și solicitam doamnei prefect să constate că ceea ce se întâmplă în Consiliul Local este nelegal și pe acest motiv să atace acele hotărâri adoptate cu această majoritate nelegal constituită. Vreau să vă spun că răspunsurile care mi le-a dat doamna prefect, instituția prefectului de altfel și semnate de dânsa, m-au dezamăgit total, pentru că eu o întrebam și solicitam o chestiune și mi se răspundea că în conformitate cu articolul 123 din Constituția României, prefectul are dreptul să atace, să suspende, să... Adică e ca și cum eu v-aș întreba pe dumneavoastră un aspect și dumneavoastră îmi spuneți de cu totul și cu totul altceva. Da? Și această acțiune făcută de instituția prefectului, că aici este cea mai importantă treabă, a fost un aranjament între primărie, primar și prefectură. Și mi-asum. Este un aranjament. Mi-asum ceea ce spun. Pentru că trebuie să demonstrați că e păi, da, este evidentă, doamnă. Acolo. Este evidentă, doamnă. De ce? Cum demonstrați? Eu, în momentul în care am solicitat instanței de contencios administrativ, iar instanța de contencios administrativ, la data de 27 noiembrie 2014, așa, trebuia să se pronunțe cu privire la capătul de cerere, cu privire la privind anularea hotărârii de validare a consilierului supleant care a venit în locul meu, 27 noiembrie, era după ce eu am obținut acea hotărâre definitivă. Iar domnul Roșu, nu știu de unde a născut treaba asta, că vroia neapărat hotărâre definitivă a instanței ca să poată să rezolve problema. Eu pot să-i atrag atenția și să-i demonstrez ori de câte ori va fi nevoie că ceea ce dânsul a susținut la vremea respectivă și a susținut în toată această perioadă, este total nelegal. În moment ce eu am avut hotărâre definitivă a instanței, tot ce privea hotărâri de validare de supleanți în locul meu și toate hotărârile care au fost odată cu anularea acestei hotărâri trebuiau puse în ordine, da? Și să devină nule de la sine. Dar nu s-a dorit, s-a dorit menținerea acestei situații și revenind acum iarăși la instituția prefectului. Instituția prefectului... Și aș vrea să reveniți și la secretarul. În urma adresei care a trimis-o către Consiliul Local în, cred că la sfârșitul lunii noiembrie 2014, prin care solicita ca acea hotărâre 402 care a fost ulterior atacată, hotărârea care reglementa situația supleantului care venise în locul meu și care îl elimina din Consiliu, dânsa a găsit acolo dânsa. Mă refer la dânsa că este o doamnă prefect. Instituția prefectului, la verificarea legalității, a găsit acolo niște așa zise nereguli. Zic așa, așa zise, pentru că instanța a demonstrat că tot ce am susținut eu că acele nereguli pe care instituția prefectului le-a stipulat acolo sunt niște găselnițe pentru a avea motiv să atace. În niciun caz altceva. Solicita Consiliul Local prin această adresă să reglementeze acele neajunsuri cu privire la respectarea legalității. Ce face domnul Barbu și domnul secretar Roșu? În numele Consiliului Local și atenție, fără să aibă mandat din partea Consiliului Local, trimite către instituția prefectului o adresă prin care spune domnilor, din partea noastră, sau din punctul nostru de vedere, Consiliul Local, atenție, deci domnul primar trimite în numele Consiliului Local fără să aibă acceptul și acordul și împuternicirea din partea Consiliului Local. Din punctul nostru de vedere, această hotărâre 402 este perfect legală. Mai rămânea să-i treacă instituției prefectului, vă rugăm frumos să o atacați. Cam asta a fost. Da. Iar la începutul lunii decembrie 2014, instituția prefectului
atacă hotărârea 402 din 20 noiembrie 2014 și suspendă aplicabilitatea ei. În felul ăsta, Consiliul Local se pricopsește cu un așa zis consilier și al 21-lea consilier, să spun așa, pe 20 de mandate valide. Și aduce situația de nelegalitate acolo unde o știm cu toții. Eu nu știu dacă mai știți dumneavoastră, am încercat soluționarea acestei probleme prin inițierea, conform legii, că am dreptul să inițiez proiecte de hotărâre în Consiliul Local, a două proiecte de hotărâre pentru reglementarea și urgentarea punerii în ordine a acestei situații. Nu mai știu exact, dar putem să o căutăm, dar pierdem timpul. Să vă spun exact când a fost înregistrată. Am înregistrat la registratură cu expuneri de motive, cu tot ce trebuie, cum trebuie să arate un proiect de hotărâre. Secretarul Roșu, la o discuție pe care eu am purtat-o cu dânsul și i-am spus că voi înregistra la registratură un astfel de document însoțit de cele două proiecte de hotărâre, mi-a spus vehement că, domnul Velicu, eu un astfel de document nu voi semna de legalitate niciodată pe el. Uh-huh. Adică, din punctul meu de vedere, situația asta de nelegalitate din Consiliul Local poate trena încă 100 de ani de aici încolo, nu mă interesează că e nelegală, nu mă interesează că dar eu răspund de ea. Păi, v-am spus, nu semnez. Fără alte explicații. Fără alte explicații, da. Iar în fața consilierului a spus că așa ceva nu va semna, că există o hotărâre, o instanță care trebuie să se pronunțe. E, poftim, domnul Roșu, s-a pronunțat și instanța. Și nu va da dreptate. Da, v-ați întâlnit cu domnia asta? Nu, le-am depus astăzi documentul. N-am ce să discut cu dânsii, pentru că, din păcate, și o spun cu regret, și credeți-mă, poate sunt un pic mai pătimaș, ăsta e temperamentul meu, și mai ales când văd astfel de apariții la televizor cu hăhăiel de genul ăsta în Consiliul Local. Știți foarte bine că eu am repetat-o de nu știu câte ori. Îmi este rușine că sunt consilier local. Am momente în care îmi vine să merg cu capul în pământ. Nu vă fie, că pentru nu sunteți că... la primul. Păi nu sunt la primul, dar știți ce? Tot aștept. Eu am intrat în 2007, am intrat târziu în politică. Și știți de ce am intrat? Scârbit de ceea ce vedeam în jurul meu. Și în același timp spunându-mi că nu este corect ca să stăm și să comentăm de pe margine fără să ne implicăm. Ați ieșit în politică de atâta silă? Posibil să ies. Că politica nu știu asta când. E și ea un mai lucru. E o problemă. Vă spun o concluzie pe care am tras-o. Trebuie să recunosc că am avut multe tentative de a renunța, pentru că azi vezi una, mâine vezi alta, apoi mâine vezi alta. Toate lucrurile astea nu te duc decât spre o singură direcție. Toată lumea e prietenă cu toată lumea, da? Iar interesul este comun. Asta e adevărul din politică, și locală, și națională. Eu mi-aș dori să reușesc să coagulez sau să mă integrez într-o echipă în care să încercăm să gândim în interesul cetățeanului. Înțelegeți? Și să încercăm să facem și lucruri. Asta cu interesul cetățeanului. Deci doamnă, nu știu, sună pompos, pentru că o spun mulți și unii o spun cu o demagogie extrem de... o demagogie pe care... Ia să vedem mesajele telespectatorilor, că ei sunt cei mai importanți. Poliția locală are dreptate că acest primar face numai ilegalități. Domnule Velicu, nu vă lăsați. Aveți curaj. Sunt oameni în orașul ăsta care vi se vor alătura. Trebuie să scăpăm de beieni, de iliescieni și de Aldebarbu, de la Tulcea și de mulți alții. De ce trebuie să vină alții să ne conducă, să ne fure și să ne privească de sus? Când ne vom uni împotriva hoțiilor și minciunilor? Corect. Altcineva spune, se pare că domnul Roșu va fi responsabil împreună cu domnul Ciobanu și pentru angajările nelegale de la poliția locală. Da, bine, eu am luat toate documentele de la poliția locală, am cerut și... Spuneți, domne, că a spus în conferința de presă primarul Nicolae Barbu că nu s-au făcut angajări. Doamnă, vreți să vă spun direct? Am mințit. Ia spuneți. Deci am mințit, eu am toate dovezile și documente luate de la poliția locală, da? Cu ștate de funcții, cu tot ce trebuie. Da. Vorbim să ne aflăm în treabă. Angajări făcute și în 2012, și în 2013, și în 2014, cu nume, prenume, cu tot. Uh-huh. Adică cum e domnul Barbu cu angajările alea? Păi cine e angajat? Nu, asta e o întrebare la care eu nu pot să răspund, dar putem afla. Da? Cine e angajat? Persoanele abilitate să facă astfel de angajări. Da? Pe mine mă deranjează altceva. Domnul Barbu încearcă să mintă atât cetățenii, cât și pe noi consilierii.
Iar eu, problema pe care o am și care vreau să o clarific, dacă se poate clarifica, de ce ne trezim după 5 ani de la apariția acelei ordonanțe de guvern 63 din 2010, ne trezim că trebuie să o aplicăm în 2014, în 2015? Păi mă mai mir de ce nu vrem să aplicăm legea acolo unde trebuie aplicată legea. Pentru că, una, nu o cunoaștem, doi, nu vrem, trei, interesele nu ne permit. Din câte știu, aveți acțiuni în instanță. Da. Împotriva primarului Nicolae Barbu, împotriva UAT Giurgiu, cât și împotriva instituției prefectului. În ce stadiu sunteți cu aceste procese? Bine. Și vă rog să ne reamintiți procesele pe care le-ați intentat, acțiunile depuse în instanță. Procesele cu domnul primar Barbu au fost generate de acele acuze pe care dânsul mi le-a adus în spațiu public, mai precis în ședințele de consiliu, și au preluat toate publicațiile sau marea lor majoritate a publicațiilor online din Giurgiu și mi-au făcut imaginea praf acolo pe niște aberații inventate de domnul primar. Iar pentru chestiunea asta m-am văzut nevoit să-l dau în judecată. A comis-o odată în ședința de consiliu, am fost nevoit să-l dau în judecată. S-a apucat la o săptămână și a mai făcut-o odată în conferința PSD, l-am dat în judecată, s-a mai apucat material. Încă o dată să o facă la o săptămână în conferința de presă a primarului, l-am dat în judecată, iar vis-a-vis de acțiunea cu UAT Giurgiu, acea acțiune a venit în urma excluderii mele în mod nelegal. Iar acolo este o întreagă discuție, e o discuție care trebuie purtată pe termeni juridici. Părerea mea este că plictisim oamenii. Dar, grosomodo, în urma acelei excluderi din Consiliu și revenirii mele, am fost nevoit să fac o acțiune pe discriminare, ținând cont de situația mea în 2014 și situația lui Măroiu în 2010. Situații similare, tratate diferit. Tratate de mod diferit. Da. Da? Bun. Pe lângă asta, datorită, culmea, alt primar, dar același secretar. Responsabil de legalitate, același secretar. Da? Acolo spune în documentul pe care dânsul a făcut cu privire la legalitatea acelui proiect de hotărâre, nu putem promova la domnul Măroiu un astfel de proiect de hotărâre datorită faptului că dânsul ne-a făcut cunoscut, că a făcut demersul la Comisia Națională de Statut, Etică și Litigii, etc. Eu, la rândul meu, îi trimit adresă eu și spun, așa cum în 2010 ați procedat, ați făcut adres, vă fac cunoscut faptul că am deschis acțiune la Tribunalul București, care e tribunalul competent în anularea acelui document. Am făcut contestație la Comisia Națională de Statut, Etică și Litigii, motive pentru care vă rog să suspendați orice demers cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre. E, pentru domnul Roșu, legea 393 în 2010 a fost citită într-un fel, iar în 2014 aceeași lege, același articol l-a citit într-un alt fel. E, pentru asta nu poate cineva să nu răspundă. Iar eu sunt persoana care nu pot să trec peste asta. Nu renunțați la niciun proces. Ceea ce vreau să spun și o spun cu mâna pe inimă, din respect pentru vârsta pe care dânsul o are, numai pentru asta, nu am depus încă o plângere penală. Atențiune, nu am depus împotriva încă. Domnului. Încă. Asta nu înseamnă că nu am cuantificat deja vreo 10 capete de acuzare. Nu știu, cred că cei pe care i-ați amintit și-au dat seama că nu glumiți, și-au dat seama că știți ce spuneți, pentru că am văzut astăzi. Nu ăsta este țelul meu în viață, dar credeți-mă, să tolerez la nesfârșit niște oameni care, dacă ești bun cu ei, te iau de prost, mai bine să le arăți atunci când greșesc. Păi care e treaba cu să fii bun cu ei? Nu, domnule, trebuie să fii corect, nici bun, nici rău. Păi nu, stați un pic. Aici este o chestiune care generează o discuție interminabilă, cred. Vorba românească spune de bun poți fi luat de prost. Da? Da. Poate e un pic plastic exprimarea, dar când vorbim de lege și respectarea ei, noi aici vorbim de respectarea legii, de respectarea celor care ne-au trimis acolo și care așteaptă de la noi să le schimbăm în bine orașul în care trăiesc, destinul lor, și să nu uităm un lucru. Eu am un singur copil,
student la medicină, care a fost și el afectat, da, de care aceste lucruri. Știu anul că trecut a avut examen exact în ziua în care eu trebuia să fiu exclus din Consiliul Local, iar copilul meu plângea după 2 ani de meditații în casă. Da? E o chestiune, nu mă vait, atențiune, e o chestiune care nu știu dacă trebuia să o spun, dar așa mi-a venit să o spun și o spun. Da? Și vreau să vă spun un alt aspect. Îmi este foarte greu să-mi încurajez propriul copil să plece din țara asta. Și înțelegeți? Să... și să facă medicină în altă parte. Eu n-aș vrea să se întâmple asta. Și pentru asta am să mă lupt. Lăsați-l nu știu cât voi aleagă. Putea. Da? Lăsați-l pe copil să aleagă. El știe, nu, simte, dar știți ce se și întâmplă? Vede altfel. Mă simt vinovat pentru faptul că refuzam să spun, da, dacă consider că nu e nimic de făcut în domeniul în care tu vrei să îți aprofundezi studiile, ia în calcul să pleci. Dar am ajuns la un moment dat să îi spun, dacă lucrurile nu se așează într-o oarecare ordine, n-ai decât să faci pasul, da? Da. Mi-e greu să spun asta, dar ăsta este un adevăr. Ce spuneți dumneavoastră despre copilul dumneavoastră e valabil pentru orice părinte? Da, cred că am intrat un pic pe zona emoțională și nu e ușor de depășit. Da, toți, o astfel cu de toți avem. Dar una peste alta, voi lupta atât cât voi putea și cât. Eu sper ca și alte persoane să fie în asentimentul meu și să încercăm să ne unim forțele, să putem mișca lucrurile în interesul general, nu în interesul unor. Domnule consilier, până atunci. Eu vă aștept, acum suntem, am ajuns la finalul emisiunii, vă aștept cu dovezile pe care ați spus că le aveți, vă aștept, că nu pentru mine, pentru cei care ne privesc, acele lucrări. Cineva a vrut să știe dacă domnul primar Nicolae Barbu e stăpân pe o parte, o bucățică din oraș. A spus că susțineți toate declarațiile cu probe. Cu siguranță, da. Da. Ultimul mesaj. Cât de curând se va face dreptate și în privința poliției locale? Așteptăm reacțiile dumneavoastră, domnule primar. Ce o să mai dezinformați cetățenii? Da. Urmează să se voteze. Stă în mâna consilierilor eu sper. Soarta a poliției locale. Așa este. Am văzut un discurs interesant al primarului care spunea, domnule, eu vreau să avem mulți polițiști, dar aveți grijă ce votați, că dacă greșiți, plătiți. Un pic așa intimidare se adresa consilierului local. Păi ia uite ce am discutat noi în emisiunea asta. Păi domnul primar, părerea mea este că trece foarte ușor peste niște chestiuni extrem de grave, pe care nici sau de care nici dânsul nu este străin. Aceste aspecte cu privire la nerespectarea legalității, cu tot felul de presiuni puse pe secretar, pe nu știu cine, ca să îi... De unde știți că a pus presiune pe secretar? Altfel nu se explică. Eu am înțeles că s-au făcut tot felul de discuții acolo, că dacă se întâmplă, că nu știu trebuie ce și nu știu cum. Trebuie să demonstrați, trebuie să demonstrați. Nu faceți afirmații. Nu este... Nu, vorbim de lucruri care persoanele care lucrează în primărie nu vor fi niciodată capabile să spună lucrul ăsta public. Și se subînțelege din ce motiv. Haideți, domnule, nu vor pentru fi. Că... Când vreți să demonstrați ceva, demonstrați că stați de vorbă acolo la o șuietă și sunt trei, da? Măcar că invocați un martor și tot. Oamenii se feresc. Oamenii, da, se feresc oamenii se și, feresc. Din păcate, ăsta este un neajuns al societății românești. Pentru că dacă toată lumea ar lua atitudine atunci când li se întâmplă lucruri în care li se încalcă drepturi de la A la Z, știu, fără să reacționeze nimeni... Eu sper ca cei care ne privesc, cei cu drept de vot, cei care aud ce se întâmplă și vorbim, domne, e frică să spună, dar să vezi ce se întâmplă acolo în Consiliul Local, să țină minte în 2016, să țină cont de asta și să deschidă bine ochii atunci când pun ștampila pe om, pe consilierul ăla, care se duce și se hăhăie și se bate pe burtă în Consiliul Local. Așa. Aveți grijă să respectați legea, da? Să... îi reprezentați cu cinste pe cei care v-au ales. Așa este. Și
Vă aștept cu dovezi și cu informații, pentru că ați spus că aveți documentația vremii. Da, da, așa este. Mulțumesc pentru prezența în platou. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc și juvenilor care ne-au privit. Și nu pot să le spun decât un singur lucru. Atât timp cât voi fi în Consiliul Local, voi face de așa natură încât să veghez la respectarea legalității, în primul rând. Cu toate că nu asta este menirea mea, dar este foarte important ca cineva, atunci când se greșește și când nu se dorește sub nicio formă să se pună în ordine lucrurile, să arate cu degetul unde sunt problemele. Ce să zic? Să ne vedem și altă dată cu bine. Mulțumesc pentru încrederea cu care ați venit în platoul emisiunii. Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe consilierul local Florian Velicu, așa, ca un jurământ în fața dumneavoastră. Vă gândiți în 2016, faceți o listă a împlinirilor și neîmplinirilor din Consiliul Local și dumneavoastră știți mai bine cum votați. Noi ne revedem joi la o nouă ediție Timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!